Bună dimineața, bine v-am regăsit! Să avem împreună o zi magică. Avem și un mesaj pe care îl voi extrage acum pentru voi, care e acesta, astăzi 24 septembrie. Onorează-te pe tine însuți, însăți. Deci este momentul să vă onorați. Onorează bărbatul sau femeia care ești. Asumă-ți riscul de a-ți manifesta visul. Acționa înseamnă a trăi plenar și a te exprima pe tine însuți. Dragii mei, este momentul și ziua perfectă să vă onorați, să vă faceți o bucurie, să vă sărbați, să sărbați tot ceea ce sunteți, să sărbătoriți viața din toate punctele de vedere. Nu uitați niciodată, nicio zi să vă onorați și să vă bucurați că sunteți aici în această călătorie magică și minunată. Așa că astăzi, asumați-vă riscul să fiți fericiți, să plantați magie în viețile voastre și să vă manifestați visurile. Foarte frumoasă carte, avem aici un porumbel cu o coroană și scrie: onorează-te pe tine însuți. Foarte frumos! Mă bucur că am extras o așa carte, un așa mesaj în această zi atât de frumoasă, o zi guvernată de planeta Jupiter. Avem aici și harta. Ascultați-vă ascendentul, ascultați-vă zodia, ascultați tot horoscopul dacă sunteți interesați să aflați cât mai multe și dacă vă cunoașteți hărțile natale, hărțile personale, veți ști mai multe acolo. Ce facem în această zi la nivel general? Care sunt predispozițiile? Care sunt energiile, care e atmosfera astrală? Începem desigur cu zodia berbec. Astăzi berbecii au nevoie să se calmeze un pic pentru că vor avea așa o zi destul de agitată, destul de controversată. Stați un pic, liniștiți-vă, relaxați-vă și vă veți găsi soluțiile mult mai ușor decât dacă vă agitați așa din stânga în dreapta și vă mai și supărați pe ce se întâmplă în jurul vostru. Atenție la serviciu și atenție cu deciziile pe termen lung legate de cariera voastră. Taur, o zi bună pentru tauri astăzi, în sfârșit. Ați avut voi și zile un pic tulburi, dar această zi vă predispune la schimbări de situație în favoarea voastră. Fiți atenți la șansele care apar, pentru că acestea vă motivează și vă dau zvucul ăla de care aveți nevoie. Puteți să cheltuiți un pic pentru imaginea voastră, dar vă simțiți bine, că vă onorați, cum spunea și cartea. Astăzi este o zi să vă onorați pentru tot ce ați realizat voi în ultima perioadă, în ultimii ani. Cumpărați-vă ceva frumos. Gemeni. Nativii gemenii au nevoie să facă un mic bilanț, un mic sau mai mare. Au nevoie să știe exact unde se află astăzi și încotro se îndreaptă, care le este direcția, care le sunt setările, ce vor ei să aducă în viața lor. Sunteți așa într-o nehotărâre și dacă nu vă hotărâți mai repede să nu luați niște decizii, vor alege alții pentru voi. Așa se va întâmpla și acasă, și la muncă, și în viața socială, și în toate sectoarele vieții voastre. Atenție, da? De asemenea, surprize legate de copii pe care îi aveți sau pe care urmează să-i aveți, finii, nepoții și așa mai departe. Rac. Racii au drumuri de făcut, dar nu vă displac aceste drumuri pe care aveți nevoie să le faceți, pentru că le faceți cu partenerul sau cu o persoană pe care o drăgiți asemenea unui partener. Așa că persoana asta vă încântă, comunicați bine, aflați lucruri de la ea, dacă e chiar partenerul, puteți să îmbunătățiți relațiile. Discuții, negocieri și ceva mesaje sau informații pe care le primiți de la avocat, de la o instituție a statului. Leu. Nativii Leu vor face schimbări în programul lor astăzi, schimbări de atitudine și schimbări de planuri. Cei care conduceți, care aveți mașină, care conduceți, ar fi bine să nu fiți foarte stresați la volan,
să vă dați timp, să nu vă grăbiți, să plecați chiar mai repede de acasă dacă aveți un drum mai lung, să nu prindeți aglomerație, pentru că vă veți pierde destul de multă energie în trafic sau agitându-vă că întârziați. Deci asta să nu întârziați. De asemenea, veți primi și voi, să zic așa, o recomandare pentru un post mai bun. Dacă doriți să vă schimbați jobul, veți primi recomandări bune. Fecioară. Nativii Fecioară sunt predispuși astăzi la tot felul de discuții romantice, dar discuțiile astea vă ajută foarte mult. Puteți să găsiți rezolvare în relațiile de cuplu, puteți să descoperiți unde e problema și cum să o rezolvați și de asemenea puteți să eliberați foarte mult, adică să vă eliberați de tot ceea ce vă blochează, ce vă ține pe loc. Că dacă afli cauza, știi cum să o rezolvi și gata, totul se îmbunătățește. Puteți să puneți bazele unui proiect creativ în echipă, alături de o altă persoană. Balanță. Balanța pregătește o reîntâlnire, se pregătește pentru o reuniune, întâlnire, ceva organizat de voi sau de alte persoane, poate acceptați o invitație la un eveniment important, o discuție, poate chiar o negociere unde se negociază ceva important, un business, de ce nu. Doriți să cumpărați niște obiecte astăzi pentru casă, poate cumpărături, vă ocupați așa de gospodărie de casă, de îmbunătățirea confortului, poate chiar să faceți puțină curățenie înainte de petrecere, mai faceți și curat. Sau cumpărăm niște lucruri pentru casă. Scorpion. Nativii Scorpion au niște dușmani ascunși, care au fost ascunși până astăzi, pentru că de astăzi au ieșit la suprafață, sau mă rog, v-ați prins voi cum stau lucrurile. Important e să nu vă agitați și să vă faceți planuri pentru mai târziu, planuri de backup. Da, agitație în interiorul vostru, pentru că nu vă așteptați la niște decizii sau nu vă așteptați la niște situații din partea apropiaților, rude, unchi, verișori, prieteni și așa mai departe, dar vă veți adapta, sunteți foarte flexibili. Flexibilitate și în privința unor credite sau datorii sau bani pe care îi aveți de rambursat. Săgetător. Săgetătorul poate să înceapă o etapă nouă în viața lui astăzi. Financiar, începeți un job nou, bine, poate nu încep chiar azi, astăzi ai primit oferta sau vei primi oferta sau vei primi o opțiune sau vei avea un gând prin care tu să te relansezi în business, să-l îmbunătățești, să aduci mai mulți clienți, să vinzi mai mult, să faci mai mult. Astăzi idei financiare extraordinare și să pun bazele pentru un viitor financiar mai bun. Fiți mai deschiși și dați-vă voie să vă aventurați în locuri noi. Capricorn. Nativii Capricorn sunt un pic așa într-o suferință astăzi, suferință în iubire. Ați primit un refuz, ați primit o răceală, ați primit un zid, v-ați lovit de un zid a mia oară. Puteți să suferiți, puteți să plângeți, puteți să vă dați capul de toți pereții, nu o să schimbați situația, puteți să schimbați doar atitudinea pe care o aveți voi asupra acestei situații. Și dacă unde te duci tu e un zid, nu mai bine te duci către tine, faci o călătorie în interiorul tău și te iubești pe tine mai mult și îți găsești o pasiune și ai grijă de tine și ține îmbunătățești tu viața, nu mai dai cu capul în zidul ăla, că nu o să tot acolo o să fie. Mai bine îți întorci privirea către sufletelul tău și să vezi ce are el nevoie, că nu are nevoie să se lovească de un zid în continuu. Astăzi decizii importante, conștientizări și poate trezire dintr-un vis care nu era al vostru, din visul altuia. Fiți voi în visul vostru și o să fiți bine. Vărsător. Nativii Vărsător sunt într-o zi, au o zi destul de interesantă. Multe conștientizări, multe răspunsuri și multă putere, o forță invizibilă vă scoate dintr-o situație destul de copleșitoare. Poate chiar să primiți răspunsuri bune legate de analize medicale, de o situație juridică, nu știu, ca și cum chiar e un miracol. Deci astăzi se întâmplă un miracol pentru voi. Într-adevăr, miracolul ăsta vine cu o notă de plată, dar trebuie să vedeți părțile bune, da? Fiți deschis să observați părțile bune, deschideți-vă sufletelul, stați mai mult cu voi,
Poate un pic de solitudine astăzi nu ar strica, mâncați mai sănătos, poate chiar să mai multe fructe, legume, nu mâncați foarte greu și dedicați-vă puțin timp sufletului vostru, așa cum vă spuneam, dar aveți parte de minuni. Interesant și pe zona de dragoste că apar persoane din trecutul vostru. Pești. Nativii pești încearcă să facă multe astăzi și au multe de făcut, dar vi se pun bețe în roate într-un mod extraordinar. Cumva totul e împotriva voastră. Bine, nu vă pierdeți speranța, dar trebuie să faceți lucrurile de mai multe ori. Dacă nu vă pierdeți speranța și aveți încredere în voi, le veți face până. Dacă persiști, tot se va întâmpla. Da, este important să aveți determinare, ambiție și perseverență. Și astea sunt cumva baza succesului. Nu renunți, măcar chiar dacă nu o să câștigi, dar măcar ai făcut de atâtea ore încât ești artist, scrii o carte despre cum să-i înveți pe alții, cum să reușească ceva, tot se va întâmpla. Peștilor le recomand să fie un pic atenți la cuvintele pe care le scot pe guriță, pentru că vă programați destul de negativ singuri. Nu vă obligă nimeni să spuneți cuvinte nepotrivite despre voi sau despre situația în care vă aflați. Decât să spui că sunt sărac, poți să spui sunt într-o situație delicată financiar, dar voi reveni. Fiți foarte atenți ce cuvinte folosiți. Să fii sărac e o chestie pe termen lung nedeterminat, să fii falit e o chestie de timp, îți vei reveni. Fiți foarte atenți cu cuvintele pe care le folosiți. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru această zi. Vă mulțumesc că sunteți alături și ne revedem mâine dimineață și cu alte clipuri și cu alte informații. Iar cei care doriți să vă cunoașteți mai bine, puteți scrie să vă las detalii despre serviciile pe care le ofer. Gânduri magice și o îmbrățișare mare, mare, mare.